Obiectivul numărul unu pentru care trebuie să luptăm, disperare mare în tabăra suveranistă. George Simion vrea să deschidă partidul pentru escroci, după cum ați văzut, și a făcut partid și Gigi Becali împreună cu câțiva apropiați ai săi. Domnul Becali vrea să joace din nou o carte în politică, asta în timp ce, după cum vă spuneam, pentru primăria capitalei, pentru primăria generală, liberalii insistă cu numele lui Ionuț Lupescu, fostul fotbalist Ionuț Lupescu. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Ana Bulai, sociolog. Bună ziua, doamna Bulai, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, doamnă, mulțumesc pentru invitația. Cum vi se pare, adică urmăriți de foarte multă vreme viața politică din România, în timpul alegerilor ați realizat la rândul dumneavoastră multe sondaje. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată un lider de partid care să spună lăsați escrocii să vină la mine. Nu chiar așa, dar este loc pentru multe astfel de afirmații în politica românească, la felul în care s-a degradat viața politică românească în ultimul sfert de secol. Sigur că avem în mentalul colectiv românesc această idee, cum că șmecherul sau persoana care s-a descurcat în viață nu neapărat prin mijloace legale, este o persoană de succes. Ori, din punctul acesta de vedere, trebuie să spunem că acest tip de limbaj colovial are un gen de public care, sigur că, admiră personajul care s-a descurcat în viață, repet, nu neapărat prin meritocrație. Da, cum se explică faptul că un partid care stă bine în sondaje, precum AUR, dă dovadă de o asemenea disperare acum, înaintea alegerilor? Acum, AUR are nevoie de, chiar dacă are un tip de public, are nevoie de personalități, are nevoie de personalități care, repet, nu înseamnă neapărat că sunt niște figuri de mare competență sau recunoscute într-un spațiu din acesta al excelenței, ci de figuri care să atragă atenția, care să fie ușor de digerat pentru un tip de public ce nu are multe subtilități de limbaj sau de mesaj, care să fie, ca să spun așa, reprezentanți sau măcar să joace acest rol de reprezentanți ai oamenilor descurcăreți, oamenilor dintr-o bucată, oamenilor care știu ce vor și, repet, nu au multă diplomație și multe subtilități. AUR este în căutare de figuri care să însemne mai mult decât George Simion și vreo 2-3 în jurul lui, dacă vrea să, sigur, să treacă de un procent pe care acum îl înregistrează, ca să zic așa, mai degrabă din punct de vedere negativ. E ușor să câștigi voturi negative prin raportare la ceilalți, gândindu-te că nu-mi place PSD-ul, nu-mi place PSL-ul, nu-i mai suport pe useriști, hai că mă duc spre ăștia. Dar dacă AUR nu are figuri, nu are fețe cu care să te asociezi, cel puțin în alegerile europarlamentare, dar și la locale, este degeaba, ca să mă exprim așa, pentru că la cele două tipuri de alegeri, figura politică reprezintă mai mult decât partidul. Ori AUR este într-o criză de figuri politice marcante de la început. Deja, dacă cineva are curiozitatea să verifice acest portal, portaljust.ro, portalul Ministerului Justiției, va descoperi cererea lui Gigi Becali de înființare a unui partid politic numit Partidul Noua Gardă Creștin Democrată, cerere care a fost deja depusă în instanță. Gigi Becali figurează printre cei care au înființat partidul, printre fondatori, alături de fostul fotbalist, apropiatul său Ionuț Luțu și de alți oameni. Ce vrea de fapt Gigi Becali la aceste alegeri? Pentru că n-ar fi prima oară, Gigi Becali are un trecut politic, are și niște pățani, și niște cazne, și niște lecții învățate. Ce rol ar putea juca el la aceste alegeri?
Aici cu lecții învățate, faptul că, nu știu ce să zic, faptul că tocmai și-a înființat un nou partid politic nu pare că a învățat lecția. Gigi Becali a făcut niște pușcărie după entuziasmele lui politice și nu știm cât a înțeles de acolo. Este o personalitate publică indiscutabil. Fotbaliștii și genul acesta de oameni din lumea sportului au capacitatea de a atrage un tip de public, fără ca acest public să aibă o anvergură. El, Gigi Becali, repet, este o persoană respectată, mai ales din considerente religioase, la un tip de public care are valori din acestea ale ortodoxiei centrale în activitatea lor. Probabil vrea să negocieze ceva la vârsta lui, la statusul lui social. E greu să înțeleg ce anume îi rămâne să ceară sau ce anume vrea să negocieze. Pare așa un cântec de lebădă pe ultima parte a vieții, un om de anvergură economică și socială care, eu știu, vrea să poate să lase încă o dâră în istorie. Nu cred că este, din punctul meu de vedere, un eveniment marcant sau nu va deveni un eveniment marcant în jocul politic din următoarea perioadă. Deci pare doar că domnul Becali nu s-a vindecat de politică, asta ne spuneți. Cam așa ceva. Da. Cam așa ceva. N-am învățat prea multe din entuziasmele tinereții. Cum explicați toate aceste chinuri ale facerii candidaților la care asistăm? Printr-o penurie de elită socială îngrozitoare în România, avem personalități politice care au cam două decenii în spate de prezență pe scena publică, fără ca aceste două decenii să le aducă plus valoare, din potrivă, s-au erodat în cea mai mare parte, atât moral cât și politic. Nu au fost capabile să scoată în jurul lor tineri care să fie noi fețe ale problematicii sociale și politice din România. Nu avem, dacă țineți minte, în urmă cu un deceniu și jumătate, organizațiile de tineret încă produceau un spectacol, organizațiile de femei încă aveau capacitatea de a aduce femei în sfera publică. Acum avem dinozauri, chiar dacă nu neapărat sub aspectul vârstei. Uh-huh. Și sigur că din acest punct de vedere, acum, pe ultima sută de metri, începe un efort de a curta diferite personalități, mai ales din spațiul academic, de pe lângă Academia Română, poate și oameni de afaceri, ca să dea chip unor interese politice care au fost suficient de egoiste încât, cum spune poetul, să nu lase să crească iarba în jurul lor. Politicienii dau în continuare dovadă de lăcomie și toată povestea asta cu traseismul e tot o formă de lăcomie politică, nu? Absolut. Și este o lipsă de respect față de ceea ce înseamnă partid politic din punct de vedere al construcției instituționale. Când tu schimbi partidele ca pe șosete, nu dai doi bani pe ceea ce înseamnă ideologie, ceea ce înseamnă organizație, ceea ce înseamnă structură până la urmă politică, ce are în spate colegii, efort, tot ceea ce ține de o instituție. Când te duci ca un cuc dintr-un cuib în altul, înseamnă că nu-ți vezi decât propriul interes egoist, pe persoană fizică, cum spunem noi colocvial, și n-ai de ce să te aștepți la vreun interes care să însemne comunitate sau, eu știu, interese naționale, chestiuni de genul acesta mai ample decât ideologia politică. Ana Bulai, mulțumesc foarte mult pentru